Da, mă, da. Eu nu cred. Să fac înapoi, Alex, nu știu, nenorocesc. Nu este pentru că... Ce mă interesează mai mult? O, jucărie nouă! Păi asta e ideea, nu? Gen, să o strânge în mână, wow. Vezi? Dar să face la loc înapoi? Da, mă, nu poți să... Nu poți să... Deschide scrisoare, te rog eu. Da, și cred că se face la loc, gen, acolo. Da, mă, că ți-o luau înapoi, Alex. Nu stres, Boris, să faci și faci formă. Lui, mă, ce aveți cu... Inimioara lui. Voce tare. Zi, hai zi. Ți-a răspățit-ne? Spățit-ne, auză pe el. El citește în gândul păi. Ia uite ce frumos. Alexandru, ai o inimă în mâna ta. Strânge-o tare și începe a căuta. Am ascuns indicii care te vor ajuta să ajungi la ea. Vreau să încep cu tine această dimineață, fără zahăr, cu puțin lapte și zâmbetul pe față. O să fac o cafea. Bun! S-a prins, dar indiciu. Nu mai pot. S-ar duce cineva cu apă pe mine, că nu mai pot atâta dragoste în casa asta. Te cuceri și pe tine. E multă dragoste, Radu. Serios, deja mă doare aici. Eu simt pe Ionuț, eu am ce să plâng atâta dragoste. Dar mai ales s-a prins că sunt indicii. Efectiv, nu se poate. De unde vine, mă știu? Halloween, de unde vine? Dar s-a prins că sunt indicii. Indicii, da. Indiciu. Nu, mă caută. E ciudă la asta, mă. Eu nu știu ce sunt. El caută. Indiciu. Vreți să auziți o fază interesantă? Unde n-a pus nimeni această dimineață cafea la făcut? Păi, unde, cum, erau unde? Toți îndrăgostiți și de-aia. Nu mai aveau gândul la cafea. Dar ia ce țin de la mascun? La unde țin chestiile de cafea? Nu, ăsta nu e. Nu, mă, aici. Alex. Sau ăsta. Sub mașina de cafea. A, e bine, crezi că o să-l găsească acolo? A, sper. Nu o să-l găsească. Nu o să-l găsească. Ajută-mă-ți. A, stai, că ăsta e un treasure hunt. De sus. Sub mașina. Ia, hai, că am mișcat-o, dar nu am văzut. Ăla era, mă. Noroc că ne-am prins, că altfel... Că altfel nu le prindeam. Este așa. Bă, bă, dar ce dai picioarele în dragoste, bă, Ionuț? Ce ai? Gata, ajunge. Alberto, să te pupe sigur cineva. Înțeleg. Ești frustrat alea. Te pupă sigur cineva. Mihai, citește, lasă. Ia fiți atenți. Viața e un joc cu biluțe colorate. Unica tabilă neagră e în triunghiul din citate. E în triunghiul din citate. Unica tabilă neagră. Ia, da, cu virgulă. Hai că ți-a dat asta inteligente, că nu mă prind la ele, dar la tine am așteptări. În ce triunghi? De la biliard. Ce-a triunghi, zis? Triunghi e, bă, inimioara, bă, ceva inimioara, mă. E cu biliardul. E cu biliardul, mă, Alex, da. Aici la biliard. Uite că se prinde. Ia triunghiul. Ridică alea, bilele, ferește bilele. Ce subtil le-au atins, le-au ascuns. Da. Păi, Robert, lasă-l, mă, pe el. Da. Lasă-mă pe el. N-am prins sincer triunghiul din citate, în schimb. Deci, Bianca, nu e așa cum te aștepți tu. Mai ușor cu astea inteligente. Potore să te ascult și în brațe să te strâng, fără să te judec, pentru că și bărbații plâng. Am plâns acolo și am început de aici. Wow! Nu, la fotoliu, nu acolo! Ia uite aici. Ce bine ați plâns prima dată, mă. Unde o plâns? A, da, o plâns acolo cu băieții. Bianca, de unde ai avut banda de aplicuri? Mamă, ce emoție. Ai stat pe el, mă, Ioane. Ce, bă, Ioane, divina ta. Ai stat, ia uite, pe el. Ce emoție. Ia. Poate îți dorești să te uiți de trecut, dar sigur îți amintești primul nostru sărut. Primul nostru sărut. Acolo. A fost afară, da. De asta m-a opit așa de repede, nu mă lăsa să mă duc. Ești sigur că e afară? Da. Păi, cum s-a luit? Da, a fost unul marcant. Bă, ce poveste frumoasă. Doamna Andreea, vă rog, să face ceva cu ăsta. Eu nu mai fac Grinch-o iubirii. Eu nu ți-l lasă ca mine, dar la ei acolo. Ai obosit de cât ai căutat. Lucrurile.
super, ce ai? Super. Bianca, câte plicuri mai ai? Da, cu găsea pe asta înainte. Da, da, și eu, ei, na, nu e tot perfect. O vezi bine. Tă hârtie, poate eu cred că tu vrei să le vezi cu facturile, că eu nu-mi dau seama ce tu te aplicuri. Sunt sinceră cu tine și câteodată doare, la TV nu poți ascunde fără să deschizi sertare. Stai deschisă la un... Da, la... Da. Tot urimează, oare le-a făcut ea? Nu, dar cred. Dar cine le-a făcut, Robert? Hai, lasă-mă. Aici, eu zic că nu, la TV sau... poți să vezi fără să deschizi sertare, adică pe inimile alea, probabil. Ah. Da? Am avut și un moment de... Dar de ce creacă de acolo? Voi chiar vă potriviți prea repede și a dat seama. Am emoții, Alex, mai repede. Și eu, mai ia deja durerea. Ce fac turopia asta? La întreținere. Acum... A, uite că a venit gunoi. Băi, e prea crimă, Ionuț. Mereu să fii unde îți este bine. Sper că acel loc este lângă mine. Aici nu poți trișa. Cere și ți se va da. Uită-te în sus, Lenuța te va lăsa. Du-te la ea. Deci ce s-a fost finalul? Wow! Du-și-te dacă parfum. Mă duc să mă ascund pe regină. Dar s-a prins? Vine și ești. Nu le luăm. Așa, vă rog, te rog. Lenuța! Curunița! Poți să punem plan în aplicare? Să punem plan. Dar s-a prins că trebuie să se ceară. Mă duc să mă ascund în grădină. Pa! Unde în grădină te ascunzi? Păi du-te la ea. Stai așa mai întâi să pui și lasă-le, doamne, iartă-mă că le băgăm pe foc. Să nu le luați, da? Nu le luăm, nu. Așa, vă rog, tu le mâinile jos, te rog. Eu chiar voiam să le iau. Unde te poți ascunde în grădină? E deștept, tu, e foarte, foarte capabil băiat. Chiar m-a impresionat când s-a dus direct, frate, direct. Nici nu asta să se gândească. Da. Atent la detalii. Da, Alina, ții repede când vine, scuze. Zi repede când vine. Dar vine? Hai, mai așteaptă un pic. Dar de unde e la porcul ăla? De ce porc? E ursuleț, nu vezi? Păi ce asta nu te iubește nimerat? Seamănă cu mine, ursuleț. Puteai să-l duci pe Robert, mă. Da, mor. Să faceai porc pentru 3 minute. Ce-s Artur? Asta, ce-i ursulețul, mor. Deci, faptul că eu sunt aici mi-mi accentuează niște chestii cu care eu am venit, practic, da? De vreo 2-3 zile. Eu când ajung acasă sunt puțin așa supărată și mai sunt momente în care și poate mai plâng un pic. Dar asta știu cu mine. Știi? Pe mine m-a emoționat foarte tare momentul Nonei cu Patrick. Și mi-au dat așa două lacrimi, puțin... Mulțumesc frumos! Ce flori! Wow. Întotdeauna, cred că e asta. Ia florile. Lasă-l dacă le iau eu. Vai, ce frumos și ăsta! Mor! De ce, e un foc sau un urs? E un urs. E un urs culcat. M-am gândit că dacă tot nu poți dormi cu tine... Și asta e de ciocolată. Nu sunt nemănânc, sunt torbii. Sunt doar înverit în ciocolată. Ce frumos! Stai că-l pun aici. Uite, conexiunea ea. Vai, mor! Ce drăguț! Am știut eu ceva pe cuțurile. Ce părere ai, Robert? Crezi că în continuare îi place de tine? Cred că da. Ia. Dar unde sunt? În grădină? Stampoi, da.
sunt fericită că ai ghicit indiciile. Chiar dacă la început, la un moment dat, credeam că o să îl deschizi întâi pe ăla din grădină. Era să deschizi pe ăla din grădină. Și stricai planul. Era pentru că ai zis sopa aia cu și bărbații plâng, că acolo am plâns mai mult și de asta. Ei, nu. Nu, că mi s-a dat conexiunea când tu plângeai, erai așa. Știu că nu citești romane. Wow! Wow, chiar da, frumos! Și uite, și cu plânsul. Și și cu Nice. Ne da și sunet, vă rugăm? Sunet, vă rugăm! Mersi frumos! Am scris un dedicație. Cum e? Cum e, Robert? Mor. Da. Vă puțin acolo la Robert ceva. Ce anume? Puțină ciudă văd acolo. Cum că ai fost tu, el... Nu, mă, n-ai treabă. Ciudă la mine? Te văd așa un pic agitat. Da, foarte agitat. Pe cum să fie dacă el poate să o aibă când vrea? Frumos. Ești minunată. Tu ești.